Hristos a înviat. Slavă Lui! Haideți să ne ridicăm. Vom cânta acest timp frumos. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Părinte Ceresc, ne proștenăm înaintea Ta și după masa aceasta și Te slăvim, Doamne, că ne-ai întărit trupurile ca să putem fi aici. Mulțumim. Dar mai mult decât atâta, Doamne, Te slăvim pentru că Tu ești în mijlocul nostru. Amin. Dorim, Doamne, ca Tu să-ți reverși binecuvântarea Ta peste lucrarea de aici, Doamne, peste biserica Ta, peste fiecare, Doamne, mic sau mare, și să ne ajuți, Doamne, ca să ne apropiem și noi tot mai mult de Tine, căutând să-ți facem voia și astfel, Doamne, să fim plăcuți înaintea Ta. Amin. Îți mulțumim, Doamne, și pentru după masa aceasta, îți mulțumim, Doamne, mulțumim pentru că ne dai puterea ca să Te simțim și să ne bucurăm de prezența Ta. Fie numele Tău slăvit pentru toate. Amin. Amin. Așa cum stăm, haideți să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând de la versetul 24, pagina în Biblie 1053. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24. Cuvântul Domnului spune așa: Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci: am văzut pe Domnul. Dar el a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna, nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și Toma era și el cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uite-te în mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta.
Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Amin. Să luăm locul și să mai cântăm spre slava Domnului. Azi trăiește Domnul meu, aleluia, amin. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Hristos a înviat. Adevărat. Hristos a înviat. Să audă și cei din iad, dar și cei de pe pământ. Amin. Eu sunt acum cu un pas deja în România și de aceea pentru mine este ziua Tomei. Așa sunt românii. Eu tot la Toma m-am oprit. Și apoi de ce să nu-l judecăm pe Toma dacă avem ocazia? Că așa, în timpul anului nu prea ne ocupăm de el. Cine este Toma acesta? Da, el face parte din cei 12 care erau aproape de Domnul Iisus. De peste 2000 de ani, toată lumea știe de Toma necredinciosul. Aici îi spune altcum, dar oamenii așa îi spun, Toma necredinciosul. Cuvântul Domnului însă ne spune că ceea ce este scris aici despre Toma este scris pentru învățătura noastră. Dacă ne uităm la noi, la fiecare, de câte ori nu am fost mult mai îndoielnici decât Toma. Și totuși, dacă cineva ne-ar spune necredinciosule, parcă ne-am sfii, ne-am supărat.
Când ne uităm la Toma, Toma este un ucenic devotat, gata să moară. Citim în, la Ioan, capitolul 11, cu versetul 16. Asta este mult înainte de, de răstignirea Domnului Iisus. Uitați la Toma. Atunci Toma, zis geamăn, a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Wow! Ăsta e Toma pe care noi îl numim necredinciosul. Și este un ucenic care nu spune că înțelege, că crede, că știe, că când el de fapt nu înțelege. Și tot în Ioan, la capitolul 14, cu versetul 5, spune așa, Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm, să știm calea într-acolo? Nu știe, dar atunci când înțelege, atunci rămâne statornic lângă Domnul. Răstignirea a făcut ca ucenicii să împrăștie. Și moartea totdeauna risipește. Vine însă învierea Domnului Iisus și învierea adună. Și îi vedem pe ucenici din nou împreună, parcă așteptând cumva un răspuns la multele lor întrebări. Toma lipsește însă de acolo. Unde-i Toma? O fi bolnav? Nu ni se spune asta. O avut alte probleme de familie să-și cumpere și el o bucată de pământ, pădure sau mai știu eu ce. Nu, 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 nu ni se spun lucrurile astea. Dar probabil frământat de, de neașteptatul care i s-a pus în față. Toma aleargă unde nu trebuie după răspuns. E foarte important aici să observăm un lucru. Domnul vine acolo unde sunt ucenicii lui. Ne așteptăm câteodată să găsim ceva, să ni se schimbe viața, să... să cumva să ne ușurăm de anumite lucruri, dar singuratici, pe undeva, fără să avem părtășie. Și se pare că Domnului îi place părtășia. Vine Toma și ucenicii povestesc lui Toma, dar el nu crede. Pune condiții, credincios cu condiții. Ce a făcut el, fac și alții. Și vedem boala aceasta, după atâta timp și încă a mai rămas. Dacă Domnul nu-mi dă, dacă Domnul nu-mi face, dacă Domnul nu-mi rezolvă, nu cred în el, nu mi-l trebuie. Ca să înțelegem puțin mai bine lucrul acesta, gândiți-vă că vin la copii cineva și zice, măi, tatăl tău, nu vreau să-l recunosc, dar mama ta, nu vreau, nu, nu-mi trebuie, dar de ce? Păi nu mi-a luat mașină, nu mi-a luat lucrul ăla, nu mi-a făcut atâtea lucruri pe care le vreau și le doresc în viața mea. Cam în felul ăsta se poartă oamenii cu Dumnezeu. Nu-mi dă, nu-mi face, nu-l vreau. Doamne, însă ai milă de noi. Dacă totuși vorbim de Toma, haideți să ne uităm la câteva greșeli a lui Toma, numai ca să nu le facem noi. Zice, în primul rând, Toma lipsește de la adunare. Și cuvântul Domnului spune să nu părăsiți adunarea. Dar mai spune ceva acolo, un lucru foarte important.
cum au unii obiceiul. Wow! Există obiceiul ăsta, adică obiceiul cei, ceva care s-a încarnat în noi și care aproape involuntar îl facem. Avem obiceiul ăsta să facem. Și cum au unii obiceiul să nu mai vină la adunare. Doamne, păzește-ne de obiceiurile astea rele. Și mai sunt și obiceiuri foarte bune. Și Domnul să ne întărească să le avem. Dacă ne-i vorba de obiceiuri rele, Doamne, curățește-ne de ele. Care este de fapt consecințele faptului că nu a venit la adunare? Zice, este lipsit de pace și bucurie, cel puțin perioada asta de 8 zile până când se întâlnește cu Domnul. E lipsit de Duhul Sfânt. Alții se bucurau, se nu mai puteau de bucurie, el se zbate în îndoiala aceasta. Nu crede martorii. Am văzut pe Domnul. Mormântul era gol, Maria striga de bucurie, ucenicii îi repetă, a înviat Domnul, am văzut pe Domnul. În Vechiul Testament ne se spune, pentru dovedirea unei fapte este nevoie de doi sau trei martori. Nu? Doi sau trei martori pentru ăsta. Și aici vedem că sunt atâtea lucruri care îi arată lui Toma. Și Toma nu crede. Nu crede martorii. Dorește să pună mâna în semnul puielor. De multe ori dorim și noi lucruri deosebite. Lucruri care nu ni se cer să le facem și parcă nu se face să le facem. Și Toma dorește și lucrul acesta. Vine însă o clipă, după 8 zile, spune că Toma era împreună cu ucenicii. Ei, lucrurile toate se schimbă. Când ești cu ucenicii, când ești cu cei ai Domnului, toate lucrurile se schimbă. Și viața, și tot ce ești, se schimbă. Și Domnul Iisus îi repetă cuvintele pe care le-a spus Toma. 1. Totdeauna mă gândeam când unii păstori sau vorbitori sau ăsta tot repetau același lucru și tot repetau și câteodată parcă și enervant, nu? Dar când ți se repetă, și la școală ți se repetă tot, vezi că unul și cu unul, până la urmă, tot doi fac, în afară de legea Domnului, unde unul și cu unul și cu unul, tot unul fac, dar în restul sunt niște legi care trebuie să le înveți. Și dacă nu ți se repetă, câteodată nu ți intră în cap și nici în inimă, ca să faci și să lucrezi după voia lui Dumnezeu. Și apoi, de unde știe Domnul Iisus ce a spus Toma? Nu? Domnul Iisus este prezent prin Duhul. A fost acolo când a vorbit Toma, dar este și în biserică, slăvit să-i fie numele. Și atunci când noi în biserică, în loc să fim cu gândul la Domnul sau ăsta, suntem cu gândul la multe alte lucruri. Ba că s-o strica mașina, ba că nu știu ce. Domnul este aici. Dacă nici în prezența lui Dumnezeu nu lăsăm toate lucrurile la o parte și să gândim la Domnul, este cumva un semnul întrebării. Dacă într-adevăr îl iubim pe Domnul sau nu îl iubim pe Domnul. Domnul însă când vine, când vine și se întâlnește cu Toma, îi aduce pace lui Toma. Orice întâlnire cu alții câteodată ne aduc frământare, parcă nu mai știm ce să faci. Întâlnirea însă cu Domnul
Dacă într-adevăr voim să ne întâlnim cu El, și de cele mai multe ori El face pasul către noi, El ne aduce pace, liniște în suflet, rezolvarea problemelor. Este Domnul El, Domnul este Domnul păcii. Zice, vă dau pacea. Dar nu orice pace, ci vă dau pacea mea. Este o pace divină. Când ai pacea Domnului în inimă, spune o cântare de-a noastră. Dar mă uitam la ăștia din frații noștri din Ucraina. Război. Să mai ai și pace și atunci când îi cad bombele? Și vezi așa în multe înregistrări din acestea, pe sub poduri, pe sub, eu știu, în ascunzișuri, unde mai sunt adunați oameni, se adună grupuri. În sunetul bombelor iau pace și cântă și laudă și anunță o pace eternă pentru oamenii care probabil că nu mai au nici de trăit prea mult. Cu Domnul vom trăi însă veșnic. Cu Domnul vom fi totdeauna în pace. Domnul cheamă pe Toma la confruntare. Toma se îndoise. Dar se îndoise și a lăsat Domnul să fie scris aici. Pentru ca noi să nu ne îndoim, să nu mai avem niciun motiv de îndoială. Declarația lui Toma însă răsună de peste viacuri. Și dacă ne uităm la Toma necredinciosul, ne așezăm în noroi și în vale. Când ne uităm însă la declarația lui Toma, după ce s-a întâlnit cu Domnul, parcă ne înălțăm. Cine înainte a spus ca Toma cuvintele acestea extraordinare, Domnul meu și Dumnezeul meu? Ar fi de plăcut și înaintea lui Dumnezeu ca fiecare din noi să umblăm cu Domnul așa fel încât să-i putem spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu al lui tata, nu al lui mama, nu al lui ori păstorul sau oricine o fi el. Nu, al meu este Domnul. Și atunci când vom trăi cu Domnul, pentru Domnul, vom avea bucurie și pace în inimă. Domnul se face și o lămurire aici. Zice, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Bine, Tomo, tu ai crezut pentru că ai văzut. Dar fericirea este mult mai mare a celor care n-au văzut nimic. Da, au crezut. Pentru că l-au crezut pe Domnul, pe cuvânt. Ca să arate ce s-a întâmplat cu Toma după ce s-a întâlnit cu Domnul. Cuvântul Domnului ne relatează multe alte lucruri despre Toma. Dar uitându-ne la viața lui Toma, vedem că Toma nu mai lipsește de la adunare. Asta e foarte simplu. Dar uitați-vă, a fost un frate aici și ne-a povestit despre India. Că e rău acolo. Că oamenii ăia nu iubesc pe creștini. Că oricine se duce acolo ca și creștin este persecutat. Credeți oare că a fost mai bine în timpul Domnului Iisus? De unde știm? Toma se duce acolo și înființează biserica tomistă. Acolo unde e rău. Toma ăsta care noi îl numim necredinciosul. Dar după ce s-a întâlnit cu Domnul, nu mai are frică de nimic. Nu mai are frică de nimic și moare ca martir. Asta ne dovedește că locul acela nu era un loc ușor de a predica Evanghelia. Și de multe ori ne place așa, nu? Când ne duce și cineva cu mașina undeva să vorbim. Mai zicem ce zicem și lumea nu că ne aplaudă, dar ne strângem brațe. Și uite așa. Nu, Toma nu s-a dus în locurile alea.
S-a dus să spună oamenilor despre Domnul Iisus, nu contează că viața lui a fost în pericol. Și atunci când într-adevăr îl iubim pe Domnul, nu mai ținem cont de nimic. Moare ca martir. Și ca o concluzie acestor lucruri, ni se scrie aici de evanghelistul Ioan, în versetul 31 din care l-am citit. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Domnul să ne ajute pe toți și pe cei dragi ai noștri să se împlinească cuvântul acesta în viața noastră, atâta timp cât suntem pe pământ, ca să fim cu El în slavă. Amin. Domnul să ne întărească și să ne ajute la asta. Amin. Haideți să ne ridicăm din nou și începând cu cei scumpi și dragi Domnului și nouă, să venim înaintea Domnului și să-i spunem Domnului dragostea noastră pentru El. Domnul să fie lăudat și El să vă binecuvinteze pe toți. Amin. 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 Da, Doamne. Amin. Da, ajută-ne, Doamne. Amin. Glorie ție. Amin. 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 Te rugăm. Amin. Da, Doamne, te rugăm. Întărește. Amin. Amin. Da, Doamne. Amin. Amin. Da, Doamne. Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Da. Amin. Da, Doamne. Amin. Glorie ție, Doamne. Amin. Da, Doamne. Să ne înveți că cel mai teribil lucru care trebuie să-l facem în lumea asta este să avem părtășie unii cu alții în numele Domnului Iisus. Amin. Să trăim această părtășie când e vorba despre viața veșnică, pentru că niciun alt loc nu se vorbește despre lucrul acesta. Da. Doamne, dă-ne înțelepciune. Amin. Să nu ne îndoim de ceea ce citim din Scriptură. Da. Amin. Dacă rațiunea noastră sau ce am auzit de la alții sau ce se propovăduiește ne învață să gândim altfel, eu te rog în numele Domnului Iisus să ne ajut să credem Scripturile. Amin. Pentru că există atâtea dovezi care pot să ateste că Scriptura este cuvântul celui viu, acelui care ce-a spus, ce-a promis aceea învăptuiește. Doamne, te rog să nu lași îndoiala să vină peste noi. Amin. Nu știi că ea vine, dar nu o lăsa să stea mult peste mântă. Amin. Dorează-ne de fiecare dată.
te rugăm. Mai ales atunci când trecem prin perioade grele în viața noastră. Ai milă de noi. Se purișează, Doamne, și de multe ori își face cuib și un loc acolo și nu vrea să plece. Te rog din toată inima, spulbera acestui loc din viețile noastre. Te rog din toată inima să dai mântuire și pace. Da. Nouă tuturor. Amin. Amin. Și lui Toma, că a fost în stare să devină un martir pentru tine. Așa de greu să avem pace în lumea asta tulburată. Ajută-ne să spunem și altora despre tine și învierea ta glorioasă în viețile noastre. Mântuiește și în această după Amin. Folosește-te de acest frate scump, Igor, să împartă cuvântul. Amin. Te rugăm. Aici și oriunde umblă el. Da. Te rugăm să-l protejeze. Amin. Da, că da. Ei nu știu ce fac, te resping pe tine, Domnul vieții. Te rog, ajută la această lucrare minunată. Și pe noi, fiecare în pătrățica în care ne-a așezat, ajută-ne să vestim această veste. Și îți mulțumim că meritele Domnului Iisus tu ne vei asculta. Amin. Amin. Te rugăm. Amin. Da. Amin. Da. Amin. Da. Amin. Te rugăm. Amin. Da. Amin. 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 Doamne, îți mulțumesc că harul care l-a arătat lui Toma este și harul care l-a arătat. Glorie ție, Doamne, îți mulțumim. Jertfa care a făcut-o pentru el este jertfa care a făcut-o pentru noi toți. Mulțumim frumos pentru aceste cuvinte. Au fost scrise în cuvântul tău. Amin. Și noi să putem să credem. Te rog să mai chem oamenii la lumina Evangheliei. Te rog să mai mântuiești, Doamne Iisuse, aici sau oriunde se progolește cuvântul tău. Și îți mulțumim frumos că cuvântul tău este singurul care are putere să schimbe. Folosește oameni care se ridică numele Tău, Amin. Astfel încât cuvântul propovăduit să fie să atingă viețile noastre, da. Noastre prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Te rugăm, Doamne. Amin. Glorie ție, Doamne. Amin. Da. Amin. Glorie ție, Doamne.
Amin, te rugăm. Da, Doamne. Amin. Da, Doamne. Amin. Amin. Da, Doamne. Amin, te rugăm. Amin. Da, Doamne. Amin. Amin. Amin, te rugăm. Amin. Da, Doamne, te rugăm. Amin. Da, Doamne. Amin. Amin. Da, Doamne. Deși, Doamne, să suntem necredincioși de atâtea ori, Doamne, de cele mai multe ori, Doamne, îți mulțumesc că Tu arăți bunătate și întind. Glorie Ție, Doamne. Și umpli, Doamne, Iisusele, Domnul nostru, cu credință în Tine, Doamne. Amin. Te rog să ne iați, Doamne, Iisuse, pentru păcatele și greșelile noastre. Amin. Te rog că de cer să ne umpli, Doamne, cu pacea Ta, în mod special îți cer pace și eu, Doamne. Amin. Te rog frumos să ne umpli pe fiecare cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Te rog. Ajută-ne, Doamne, să nu ignorăm Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Doamne, să urmăm, Doamne, ceea ce Tu ne ceri, Doamne Iisuse. Te rugăm, Tatăl din cer, ajută-ne cu adevărat să înțelegem cuvântul. Amin. Cu adevărat să-L citim, să-L aplicăm, Doamne. Și te rog frumos să rămâi împreună cu Biserica Ta, Emanuel. Amin. Care, frate și soră, pare, te rugăm. Aduc înainte Ta, Doamne, pe Cristi, pe Dan, pe Mari. Amin. Pe Tisu, Doamne, și pe Aurel, Doamne. Da. Te rog, Tatăl din cer, sufletele lor, Doamne, salvează-le, Doamne, din Amin. Te rog, Tatăl din cer, pune și în ei credința asta, Doamne, pune credința asta ca, și dacă nu te văd, chiar dacă nu te văd, Doamne, să poată să creadă în Tine, Doamne. Amin, te rugăm. Te rugăm în viețile lor, Doamne, te rugăm în numele Fiului Tău, Doamne, Iisuse. Doamne, pun, mă rog, și pentru fratele Timotei, în Domnul spre România, Doamne, ai mire, Doamne, mâna Ta și puterea Ta, Doamne, să fie cu El, Doamne, și te rog, Doamne, Iisuse, mergi Tu înaintea Lui. Amin. El după Tine pe urmele pașilor Tăi pentru toate, Doamne. Noi Te glorificăm și Te slăbim și Te înălțăm în numele Fiului Tău, Marca. Amin. 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 Te rugăm. Amin. Amin. Da. Glorie Ție, Doamne, îți mulțumim. Amin. Da, Doamne. Amin. Da. Amin. Adu-ți degetul și mâna și pune-o în coastă, îi spune Domnul Iisus lui Toma. Și Toma nu mai are nicio pretenție, nu mai are nicio condiție. Atunci când te întâlnești cu Domnul, tu dispari înaintea bunătății lui Dumnezeu. Și încheie aici cuvintele Domnului Iisus pentru Toma. Spune, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ferice și de voi care n-ați văzut
și ați crezut și v-ați încrezut în Domnul. Amin. Și fericirea aceasta să o păstrăm în inima noastră până când ne vom întâlni cu Domnul în slavă. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Să luăm locul, să mai cântăm spre slava Domnului. Dulce e a crede în Iisus, a primi cuvântul Lui, a sta pe a Lui promisiune, a ști face voia Lui. Și în această dimineață, dar și la serviciul de seară, suntem provocați prin inclusiv cântările pe care le cântăm. Iisus, Iisus, cum pe Iisus, de-a-ta, de-a-ta voce am să ascult. Frate și soror, am spus lucrul ăsta, le-am spus cu însăși cuvintele noastre, le-am cântat, le-am făcut parte din persoana noastră. Am spus, de aceea acum este timpul să le punem în aplicare. Și Domnul să ne ajute, să ne dea putere doar de-a Lui voce să ascultăm. Amin. Apostolul Ioan spune despre faptul că Iisus Hristos, după ce i-a vizitat și când era și Toma acolo în camera de sus, ne spune Apostolul Ioan că a făcut printre ucenici multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Eu aș fi vrut să văd despre care semne este vorba. Ce a mai făcut Iisus Hristos extraordinar pe care nu le scriem. Dar, frate și surori, stau și mă întreb,
Oare ne-ar fi fost de ajutor dacă erau și acele semne care n-au fost scrise aici? Nu! E suficient aici. Este compact, este suficientul pentru ca noi să credem în Iisus Hristos. De fapt, asta este și despre, sau despre asta este versetul 31. Dar lucrurile acestea au fost scrise, adică astea din Evanghelia după Ioan, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând, oameni buni, asta dacă crezi, ai viață veșnică. Dacă i s-ar mai da, sau dacă i s-ar mai da omului încă alte lucruri, ar pune și mai multe întrebări. Unii asta și nu le înțeleg, dar vor încă alte lucruri extra pentru a crede. Nu, 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 sunt suficiente. Sunt suficiente pentru a crede că Iisus Hristos este Dumnezeu și că numele Lui sau în numele Lui este viață. Crezând în El, avem viață. Evanghelistul Luca, la rândul lui atunci când vrea să scrie Evanghelia după Luca, îi se adresează, sau la început scrie, fiindcă mulți au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucruri care s-au petrecut printre noi, după cum ne le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului. Am găsit și eu cu cale, prea iubitule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicie. Nu întrebăm ce înseamnă cuvântul temeinicie. M-am uitat în dicționarul explicativ. Cred că mai ușor e să înțelegem trăinicia, seriozitatea. Și Luca spune, ca să poți cunoaște astfel seriozitatea, trăinicia, nestrămutarea, lucrul pe care l-ai primit prin viu grai. Este suficientă Biblia, nu mai trebuie de adăugat, nu trebuie scos. Oamenii știți ce vor să facă? Oamenii vor să o ascundă. Fiindcă, la fel cum am spus și în această dimineață, odată ce vor fi expuși cuvântului, vor fi fără scuză. Vor fi fără scuză. Și unii o ascund ca să aibă o scuză că nu l-au cunoscut, că n-au avut dovezi suficiente să creadă în Dumnezeu. Dar îi mulțumim Lui că astăzi, încă o dată avem posibilitatea să fim expuși în fața cuvântului Domnului și să fim cercetați prin cuvântul Domnului și astfel îndemnați la pocăință, la schimbare. Slăvit să fie Domnul! Amin. Suntem la serviciul de seară și mulțumim Domnului pentru acest binecuvântat cuvânt pe care l-am auzit. Îi mulțumim Lui pentru rugăciunile care le-am putut înălța. De fapt, această casă are același scop. De fapt, a fost creată cu acest scop. Este casă de rugăciune. Și îi mulțumim Domnului că aici putem găsi liniște, pace, un timp formidabil ca să înălțăm rugăciune înaintea tronului lui Dumnezeu și să putem intra în libertate. Împreună cu noi este și fratele Igor, după cum l-am anunțat la serviciul de seară, din cauza că a fost cu așa de mult timp în urmă, nici nu mai aduc aminte când a fost ultima oară. Ultima oară ne-am întâlnit la Biserica Logos, era în toamna anului 2021. N-am știut că nu știe că serviciul începe la ora 5, dar dânsul a făcut tot posibilul să ajungă la ora 5 și jumătate și mulțumim Domnului că l-a păzit în drum spre biserică și acum este împreună cu noi. Vom mai lăuda pe Domnul cu încă o cântare, apoi vom reveni după o pauză lungă de când ne-am auzit pe copii spunând acele versete minunate din Sfânta Scriptură. Unii poate sunt luați prin surpriză. Nu vă înspăimântați, sunt câțiva copii care au învățat, vom auzi versetele lor spre slava și gloria Domnului, dar după cântare. Să lăudăm numele Domnului, apoi vom asculta versetele din această seară. Am auzit istoria cum Iisus lăsata gloria, cum viața Lui pe lemn și-a dat pentru păcatul meu. Am auzit istoria cum Iisus
lăsata gloria, cum viața lui Belem și-a dat pentru păcatul meu. Gândesc acum la chinul care azi ne dă aliul, în prețul mare pentru noi plătit a Dumnezeu. Victoria prin Iisus avem pe vecie, de dreapta lui tare vrășmașul va pieri. Și la Crist și durere, chin și nemângăiere, și moartea pe veci de veci, cu El vom birui. Victoria, victoria! Ce dă iertarea și din inimă un tainic glas mă-ndeamnă să-L urmezi. Ascunde fericire, căci a aflat a mântuire, pe veci voi fi biruitor cu Domnul meu ceresc. Istoria și durere, în cine mângăiere, și moartea pe veci de veci, cu El vom birui. Victoria prin Iisus avem pe vecie, de dreapta lui tare vrășmașul va pieri. Lacrimi și durere, chin și nemângăiere, și moartea pe veci de veci, cu El vom birui. Amin. Este tipul când copiii recit acele minunate versete din cuvântul Domnului spre slava și gloria Domnului. Mulțumesc, frate Emanuel. Psalmul 30:1-2. Te înalți, Doamne, că Tu m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrășmașii mei să se bucure de mine. Doamne și Dumnezeu, I-am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Amin. Amin. Slavă Domnului. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort și El și-a pus mâna Lui dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, că eu sunt cel din tăi și cel de pe urmă. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Amin. Apocalipsa 1, versetul 17 și 18. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și pe tine, Domnul, să te binecuvinteze.
If we forgive, he is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1, verse 9. Amen. Ioan 20, 21 și 22. Iisus l-a zis din nou, pace vouă cum vă timi și eu pe voi. După această vorbe, i-a asuflat peste el și l-a zis, luați Duhul Sfânt. Amin. 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 Hebrews 12:28-29. We are receiving a kingdom that cannot be shaken. So let us be thankful. Let us worship him in a way that pleases him. Let us worship him with deep respect and wonder. Our God is like a fire that burns everything up. Amin. Amin. Cuvinte tari și fricoșitoare în același timp. Ioan 1, versetele 1 la 5 și versetul 9. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Amin. 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 Slavă Domnului. N-am fost chiar pregătit pentru ca toți copiii să spună prezent. În afară de Emily, Emily se face datoare multe versete. Emily se face când aude. Câteva anunțuri pentru Biserica Domnului Iisus. Serviciul de duminica viitoare începe la ora 10 și la fel cum am spus în această dimineață vom avea duminica viitoare după serviciul de dimineață o scurtă pauză, o agapă, împreună vom avea părtășie și vom începe după aceea, după masă vom începe serviciul de după masă, acum literal va începe după masă după acea scurtă pauză. Repetiția copiilor și a orchestrei este vineri la ora 6. Aș vrea să fac un anunț care va fi tocmai pentru luna iulie, însă din cauza că timpul trece așa de repede, parcă tocmai era iarna și am sărbătorit nașterea Domnului Iisus Hristos și uitați-vă că deja am intrat în luna mai și duminica viitoare este Mother's Day. Și ne trezim data viitoare că este 4 July. Și Dumnezeu binecuvântează acest timp și aș vrea să fac acest anunț. Am vrea să facem puțin diferit anul ăsta. Și tin să cred și frații și surorii s-au unit și au spus că avem nevoie să fim împreună pentru un timp, dar nu este vorba de a fi la cineva ca să sau aici la biserică, ci într-un loc neutral. Și anume, anul acesta nu vom avea VBS, dar putem avea VBS împreună cu biserica. Vacation Bible School. Să avem un VBS al bisericii. Și acest VBS al bisericii, acest agape, acest timp în care de creștere din punct de vedere spiritual va fi pe data de 6 până pe 10 iulie. Avem timp suficient ca să vă programați acea zi, acele zile din luna iulie, să, dacă sunt ocupate sau dacă
sunt programate cu altceva. Încă mai aveți timp să le eliberați pentru a face timp pentru ieșirea aceasta. Nu este în Illinois, nu este nici în Wisconsin, este tocmai în Kentucky. Asta presupune ceva timp de condus. De aceea voi telefona săptămâna asta sau săptămâna viitoare pe fiecare familie. Până atunci aveți la dispoziție acest timp ca să dați un răspuns atunci când vă voi telefona, dacă aveți acele zile de pe 6 până pe 10. Asta înseamnă și duminică vom fi acolo, vom avea servici acolo. De fapt, vom avea în fiecare seară închinare și servici. Și vă voi telefona pe fiecare și vă voi întreba dacă acele zile sunt libere și vom organiza la fel și transportul. Încă urmează să discutăm anumite lucruri micuțe, dar importante. Și dar avem încă totuși timp la dispoziție până pe 6, pe 10 iulie. Dumnezeu să binecuvânteze și această ieșire a bisericii. Este nevoie să încălzim această relație dintre noi în Biserica Domnului și mă rog ca Dumnezeu să lucreze prin acea ieșire la inimile noastre și la viețile noastre. Amin. Nu uităm să susținem în rugăciune și pe cei care sunt în situații dificile, mult mai dificile decât ale noastre. Noi avem acest har minunat să urcăm în mașină după serviciu și să plecăm acasă. Apoi dimineața să plecăm la un serviciu. Sunt oameni care nu au și trăiesc de pe azi pe mâine. Știți foarte bine despre ce vorbesc și nu doar de vorba despre Ucraina, Rusia, Moldova, România, sunt și aici. Dumnezeu să lucreze la inimile lor și Dumnezeu să mântuiască. Și din nou rugăciunea este aceeași: Doamne, folosește-te de noi. Dacă e o persoană sau o familie care are nevoie de acel ajutor și mai ales spiritual. Să nu uităm de cei care ne vizitează și mărturisesc despre misiunea, despre lucrarea pe care o fac. Despre fratele din India, fratele Varghese, familia din România care lucrează la oameni și prin acea cafenea. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea lor și alți misionari care răspundesc cuvântul Domnului și pentru cei care suferă. Și din nou am primit în această dimineață o scrisoare de la Open Doors să ne rugăm pentru biserica din Nigeria. Din nou și din nou, dacă vin motive de rugăciune des, vin tocmai din Nigeria și vin foarte des. Biserica este prigonită. Frații, surori, nu le este permisă închinarea la un loc. Acest lucru ne îndeamnă pe noi să ne rugăm pentru ei și în același timp să apreciem harul pe care îl are fiecare din noi. Să nu uităm să înălțăm rugăciuni pentru aceste motive. Și desigur pentru plecarea fratelui Timotei, Dumnezeu să-l binecuvânteze la plecare. Este joi, dar Dumnezeu să îl ajute să rezolve toate lucrurile care le-au de rezolvat aici până joi și acele lucruri care le așteaptă în România. Haideți acum să, în timpul unei cântări, să ne închinăm și cu darele noastre de bunăvoie. Apoi voi invita pe fratele Igor Baghirov după ce ne vom închina prin cântare și cu darele noastre de bunăvoie să vestească cuvântul Domnului.
Pace. Slava Domnului. I'm going to speak in Russian and the pastor going to translate like usually we do. Da. Благослови вас Господь. Домлуй слава бинекументес. Благодарю Господа за еще одну возможность, что вместе с вами могу склониться пред Господом нашим Иисусом Христом. Еще раз возрадоваться о победе Голгофского креста. И о надежде на вечную жизнь, которую Господь по милости даровал нам. А также за все обетования Божии, которые мы имеем сегодня. Чтобы нам не паниковать и не бояться и не ужасаться. Потому что так сказал Господь, что когда мы увидим, помните, Господь дал знамение последнего времени. Господь говорил о военных слухах, о войнах и о голоде, который еще придет. Господь говорил и о предательстве за имя Его. И о гонениях. Но сказал, не ужасайтесь. Всему надлежит быть. Это последнее время. Потому Господь, Он всегда был и есть наш свет. Он наш маяк. И в это мрачное, темное время особенно мы не должны этого забывать. И когда будем взирать на Христа, будем видеть этот свет, чтобы не заблудиться и не отклониться ни налево, ни направо, но продолжать идти по этому узкому, тернистому пути. Имея благословение продолжать учиться от слова благодати. Поэтому я сегодня хочу проповедовать об этом узком пути. Что это за путь? Может быть, есть еще другой путь, который может привести на небеса? Но перед этим я возьму несколько минут, и я хотел бы поделиться с вами о том, что происходит и в миссии Байтал. Хоть время евангелизации завершается, потому что благодать заканчивается, но сегодня и сегодня был день благодати и милости. И сегодня Бог спасал людей. Слава Богу за это. И вчера Бог благословил нас также. Мы проповедовали в даунтауне Чикаго. И мы много молились, потому что еще за день мы узнали, что будет сильный дождь. И много людей молилось. И когда мы начали служение, был хороший дождь. Но мы молились. И Бог остановил. 2 часа мы имели благодать свидетельствовать. Были 1000 людей в Миллениум парке, на Мичиган Авеню. Все эти видео у нас есть на канале уже. Я не буду много рассказывать. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели короткое видео, но из Калифорнии. Вы, в принципе, сами увидите, что и как происходит. Пожалуйста. Sound as well, if a little bit more. Take it.
Это Сан Хосе. Thank you so much. Ну, в принципе, это одно из служений, которое мы ведем, публичная проповедь. Люди отвергают большинство, к сожалению. Но Слово Божие никогда тщетно не возвращается. Поэтому благодарю вас за ваше участие. А также призываю еще раз напоминание больше молиться за Америку. Здесь большие духовные проблемы, ужасные. Я не хочу никого пугать. Я понимаю, мы можем жить в наших родомах, как говорят, белые районы, безопасные. Noi putem să trăim în siguranță, în libertate, în așa numitele regiuni albe ale Americii. Мы думаем, это пройдет мимо нас. Cumva credem că lucrul ăsta va trece pe lângă noi cândva. Это не пройдет. Dar să nu va trece chiar așa. Мы часто не хотим видеть. Noi cumva nu vrem să vedem ce se întâmplă. Но мы должны видеть. Dar adevărul că trebuie să... Нам не может быть все равно. Nu trebuie să fim... Если мы христиане, мы должны участвовать в Божьем деле. Там, где мы можем. По дарам, которые мы имеем от Духа Святого. Скажу, в Сан-Франциско при полиции продают наркотики. Я сам видел. Сан-Франциско. Колят себя прямо, водят так шприцом при полиции. Чикаго, слава Богу, еще не. Чикаго, слава Богу, еще не Сан-Франциско. Но я говорю, мы должны иметь сострадание к людям. Во время служения в Сан-Хосе я не видел этого парня молодой, ну максимум 15 лет. Он сам ко мне подошел и говорит, я не знаю, здесь дети, вы уже сами переведите, как захотите. Он говорит, что он... Но он слышал проповедь, и он не хочет идти в ад. Что ему делать? Максимум 15, ну максимум 15, молодой, молодой. Я ему говорю, ты знаешь, как тебя Иисус любит? Но это грех, то, что ты делаешь. То есть, когда мы проповедуем Евангелие, мы говорим, что Иисус любит. Но Евангелие Царствия, это не только, что Иисус тебя любит. Царствие Небесного, а то, что Господь повелевает тебе покаяться. Я ему говорю, это грех. Но у Бога достаточно сил тебе помочь. Ты только должен иметь желание прийти к Богу.
Dumnezeu nu are de suficiente putere ca să te salveze. Tot ce trebuie să faci este să fii cu pocăință la Dumnezeu. Их было двое. Erau doi. Один с ним постарше чуть-чуть. И когда он услышал, что он, тот меня спрашивает, что ему делать, он не хочет идти в ад. Ну, он не сильно, но как даст ему, знаешь, так хлопнет. За то, что он меня спросил, что ему делать, чтобы не идти в ад. Но все равно он взял Новый Завет. Слава Богу. А вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Поэтому мы раздаем Библию. И потому благодарим вас за совместное служение в деле благовестия. Сейчас война в Украине. Я понимаю, я нормально отношусь, но наша поддержка очень сильно сократилась, потому что люди в основном помогают там. Но войны как были, так и есть, к сожалению. И в Сирии, и в Ираке, и в Афганистане. Поэтому проповедь Евангелия должна продолжаться везде. И в Америке также. Благослови Господь. Пожалуйста, мы сейчас будем читать из Слова Божьего только на румынском языке. Филиппийцам 1:29. Пожалуйста, пастор. Cuvântul Domnului spune astfel, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul, nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Amin. Некоторое время назад я проповедовал в одной из церквей. Cu ceva timp în urmă am predicat în urmă biserică. Очень благословенная церковь. O biserică foarte binecuvântată. И брат молился. Și fratele s-a rugat. А я стараюсь прислушиваться. Și eu am încercat să-i ascult rugăciunea. Но, конечно, я должен понимать, чтобы сказать аминь, если я не понимаю, как я могу сказать. Люди разные бывают. Și înțeleg că înainte ca să spun un amin, trebuie să spun un amin la ceva ce am înțeles. Но благословенный брат нам сказал так, Иисус, может твой путь узкий, может быть, как бы и не узкий. Și el a spus, Doamne, eu înțeleg, cuvântul tău, calea ta este și îngustă și poate și puțin mai largă. Я просто хочу сказать. Да, vreau să spun. Что путь Христов – это только узкий путь. Calea lui Hristos este doar îngustă. Только узкий путь. Doar o cale îngustă. И только этот путь și doar această cale ведет во спасение. Duce la mântuire. С самого начала, когда Бог нас спас, de la început, când Hristos ne-a mântuit, Он помолвил нас с духовной войной. Engaged with the spiritual war. Împreunat cumva cu această, cu acest război sfânt. Мы должны сражаться, война духовная продолжается. Мы трябва să luptăm, război spiritual încă continuă. И мы должны это понимать. Și trebuie să înțelegem acest lucru. Когда мы хотим жить по Писанию, стараемся. Când vrem să trăim după Scripturi și încercăm să trăim după. Понятно, что дьявол будет нас атаковать. Înțelegem că diavolul ne va ataca. Потому что дьявол не хочет, чтобы мы жили по Слову Божьему. И мы должны быть готовы. Но наше оружие, weapon, это не самолеты и автоматы. Это Слово Божие. Обоюдоострый меч. И наша борьба не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. И наша надежда не на Америку, не на ЕС, а на Христа, нашего Спасителя, Господа. И когда Бог нас благословляет, мы очень радуемся, но мы часто забываем. Dar problema e că
Что это Бог нас благословляет. Это Бог дает нам зарабатывать. Это Бог дает нам кусок хлеба. Это Бог нас исцеляет. Это Бог нас хранит. И очень часто мы думаем, что это мы сами. И, к сожалению, многие сегодня, они отходят от Господа. Забывая о своей принадлежности ко Христу. И, к сожалению, многие идут на компромисс. И закрывают глаза на грех. Но нам нужно заявлять. Когда мы свидетели греха, нам нужно говорить. Но мы боимся. Хотя Иисус сказал, что мы побеждаем, когда мы остаемся верными. Потому что Он сам победил. Я уже скажу об чтении. 16 глава Иоанна, 33 стих. 16 глава Иоанна, Евангелие, 33 стих говорит так. В мире всем будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил этот мир. То есть мы будем иметь скорбь. Это часть нашей жизни во Христе. Потому что дьявол ненавидит нас. Он ненавидит Господа, и, конечно, и нас будет ненавидеть. Этот мир ненавидит нас. Потому что мы Христовы. Но Бог нас не вытащил из этого мира. Он оставил, что мы были светом и солью. Но мы не сражаемся. Мы боимся. Мы думаем, так будет лучше для нас. Так не будет лучше для нас. Ведь жизнь во Христе это не тогда, когда знаменитый проповедник приезжает. Жизнь во Христе это не тогда, когда проводятся семинары или конференции. Жизнь во Христе не тогда, когда мы пришли и ушли. Или праздник какой-то. А жизнь во Христе тогда, когда мы готовы умереть за Иисуса. Когда это есть у нас в мышлении. Умереть за Иисуса. Вот в Америке. Гонений пока нет. Ну, вы тоже с Румынии. И вы, наверное, помните, как ваши, или вы сами, или ваши родители, дедушки, бабушки, как гнали их за веру евангельскую. В Америке пока нет, конечно. Но они придут. Я не пророк. Но я так вижу в Писании. Еще много что изменится в этой стране. Но если мы неверные, когда еще гонений нет, что будет тогда, когда гонения придут? Выдержим ли? Выйдем. Ведь гонимая церковь это не только первая церковь. Она всегда гонимая. Иисус об этом говорил. Я не учу искать гонения.
Я говорю о том, что это часть нашей жизни во Христе. Когда мы живем во Христе, это аксиома автоматически. Нас будут ненавидеть. Нас будут гнать. Сегодня в Америке еще камни не достают и не кидают. Но выйдите со мной на улице. Скажите правду. И увидите, сколько проклятий и угроз полетит. И уже не только это. Но это так. Мы должны сражаться. Мы должны понимать. И не забывать, что наша Родина на небесах. Откуда мы и ждем Господа нашего? А на земле мы пилигримы. Но, к сожалению, часто многие живут по-другому. И вот многие думают, как больше преуспеть в этом мире. Чем о том, как освящаться в Господе каждый день. Вот возьмем, например, западное побережье Америки. Я буду говорить о наших, с бывшего украинцев, русских, так, кто из Советского Союза. Вот Портленд город. Помните, я говорил, и так и есть, это столица колдунов. Страшный город. И очень много христиан славянских церквей уезжают. Очень много. Тем более цена на дома огромная, и вот продают в 3 раза дороже, чем покупали, и есть возможность купить намного дешевле в другом месте. Но почему бы и нет? Я не против. Но я всегда говорю, надо молиться. А если Бог хочет, чтобы ты остался в Чикаго? Если все уедут из Чикаго, кто здесь будет воевать за Евангелие? Но люди часто поступают по своей воле. Если Бог говорит, езжай, езжай. А если Бог говорит, останься, как мы отвечаем? Мы говорим, мы все равно поедем. Но благословения не будет. А куда люди едут? Вы, наверное, тоже уже знаете. Номер один. Флорида. Номер два. Южная Каролина. Северная Каролина. Теннесси, Джорджия, Айдахо. Как вы думаете? Вот это нечистота, нечисть. Она что, не пойдет дальше или не войдет во Флориду? Или не будет проблем в Южной Каролине? Это дело времени. Тогда куда мы потом побежим? Куда? Обратно вернемся в Чикаго? Или вообще будет вообще куда убегать? Мы должны остаться верными там, где мы есть. Еще раз скажу, если Бог говорит, воля Божия, езжай, езжай. Но мы должны молиться. Хочется жить. Конечно. У многих дети. Опять-таки, вот, Портленд, Сиэтл, Калифорния. Ужас. А как первым христианам? Вот в Иерусалиме. Им не хотелось жить? Или у них детей не было? Но они остались верными Богу. И за это многих убили.
Și pentru asta mulți au fost. A znamenită церковь в Риме. Priviți la foarte bine cunoscută biserică din Roma. Ее основали ученики Павла апостола. Я fost înființată de ucenicii lui Pavel. Половина были из евреев, половина из язычников. Jumătate evrei, jumătate neamoni. Рим на то время был самым развратным городом Roma, на земле. La acel timp era cel mai desfrânat oraș de pe întreg pământ. Ну, я думаю, что мы знаем из истории, со своей философией и так далее и тому подобное. Но там не только гомосексуалисты жили. Там были тоже нормальные семьи, с детьми, рождались, жили как нормальные семьи. Тоже какие-то мечты о детях вырастут. Было как нормально все. Покупали одежду, отдыхали. Но они уверовали в Бога. И потом прятались в катакомбах. Их ловили, распинали, но церковь росла. Церковь укреплялась. Многих кидали в амфитеатр. И они видели, как клетки, двери клеток открывались, и звери выбегали. Тигры, львы. И разрывали и детей, и родителей. Разве они не хотели жить? Они хотели. Но они знали, куда они идут. Они были готовы умереть за Иисуса. А мы знаем. А мы знаем, куда мы идем. Готовы ли мы умереть за Иисуса? Вот, в Украина. Вчера не было войны. Вроде все нормально. Кто мог подумать, как бы. Хотя мы еще годами, годами ранее говорили, что... Я не хочу касаться вопроса, но Россия пойдет дальше. Ну и там богатые люди жили, которые сегодня все потеряли. И они поняли, что счастье не в банковском аккаунте. Счастье не в их больших домах, а счастье во Христе Иисусе. Хорошо, друзья, время мое стекло, можно еще проповедовать. Нет, давайте закончим. Америка испортила очень, хотя не Америка, я хотел сказать, Америка испортила многих людей, но не Америка испортила многих людей. Мы открылись, раскрыли свои сердца на самом деле, кто мы на самом деле есть. America a strigat pe mulți timp, pe mulți oameni, dar asta nu putem blama doar pe America, ci asta e și o cauză a faptului că noi ne-am deschis adevărata noastră persoană, ne-am arătat cine sunt noi de fapt. America ca lacmusă, filtr, ca lacmusă, bumașcă, показала, кто есть кто, ca filtr. America a fost ca un filtru care arăta cine este ea. Кто чем живет. Cine și cu ce trăiește. Кто о чем думает. Cine și despre ce gândește. Что у кого главное? Я понимаю, много искушений. Но если мы во Христе, мы должны сражаться. А если будем сражаться, будем побеждать. Чтобы, черпая силу Голгофского креста, мы могли бы распнять свое «я». Взять крест и последовать по пути Христа. Именно этим путем, узким и тернистым, чтобы однажды увидеть Господа как Спасителя, встретить Его как Искупителя. Когда Бог нам даст новые тела и совершит наше спасение уже полностью, где мы не постареем,
на небесах, не заболеем, не согрешим, нас никто не предаст, и где мы не умрем. Больше никогда. А здесь, пока на земле, мы должны быть в строю, сражаться. Fight. А пенсия будет на небесах. Потому что Бог не человек. Мы можем сказать, пообещать и забыть. Можем сказать и даже обмануть. А Бог, Бог, Он говорит и совершает. Когда это закончится для нас, ну, я себе говорю, в ящик меня положат, и я закончил тогда. Пока живы, будем идти вперед. Благослови Господь, ибо нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать ради Него. Помоги нам, Господь, подготовиться. Каждый день маслом наполняться, маслом. Потому что его может не хватить. Мульцумим, слава Домнului, Домнului Сава Бине, Домнезею Сава Бине Коментезе. Аминь. Binecuvântat și slăvit fie numele Domnului pentru cuvântul care l-am putut auzi și în această seară predicat. Doamne, ajută-ne să privim spre acel loc, spre acea patrie, de unde va veni Hristos. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat pedeapsa? Nu. Spune, vi s-a dat harul. Nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Apostolul Pavel, atât de minunat, spune, dacă vă duce aminte exact textul, cred că în Romani, capitolul 8, el vorbește despre acest lucru și spune, însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Și apoi adaugă un acest cuvânt, dacă, și spune, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și ei proslăviți împreună cu El. Chiar dacă parte nu avem de suferință aici, nu căutăm suferință, dar dacă Dumnezeu ne binecuvântează și toarnă peste noi acest har, Dumnezeu să-mi dorească pe fiecare din noi. Amin. Haideți acum să ne ridicăm și să venim cu rugăciune la acest serviciu din această seară. Nu înainte ca să punem această binecuvântare împreună cu întreaga biserică asupra celui care pleacă și frate Daniel, dacă vrei să deschizi împreună cu mine și aș vrea să recităm împreună acest pasaj minunat, era pus asupra, nu asupra copiilor poporului Israel, dar noi toți știm că suntem copii ai lui, ai lui Dumnezeu. Deci se deschide, frate Daniel, dacă poți să deschizi la Numeri, capitolul 6, versetul 22 și vom rosi împreună această binecuvântare asupra fratelui Timotei. Domnul a vorbit, este Numeri 26 cu versetul 6 cu 22. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, următorul verset, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Haideți să spunem împreună. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Psalmistul se întreabă, fiindcă toți la un moment dat ne îndreptăm ochii spre ceva ce este puternic, ceva ce este stabil, de necutremurat, David era ispitit să-și ridice ochii spre munți și el spune în Psalmul 121, îmi ridic ochii spre munți, de unde va veni ajutorul? Oh, nu,
Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerul și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Iată că nu doarme, nici nu dormitează cel ce păzește biserica sa. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Ca Domnul să fie umbra ta pe mâna ta cea dreaptă, știi ce trebuie să faci? Umblă mereu în lumină. Umblă mereu în lumină. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin. Amin. Să ne plecăm capul în rugăciune. Din nou, Doamne, am fost cercetați de cuvântul Tău și în această seară. De la prima oră din această dimineață, prin însăși cântările pe care le-ai cântat, ne-ai vorbit despre realitatea învierii Tale, ne-ai vorbit despre realitatea vieții noi. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că în Tine suntem o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că suntem o creație, o făptură nouă înaintea Ta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru promisiune care le avem în cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru fiecare cuvânt pe care l-am auzit în această dimineață și apoi la serviciul de seară. Doamne, ajută-ne să le punem în aplicare aceste cuvinte sfinte ale Tale. Nu am fost expuși în fața unui cuvânt gol, lipsit de importanță, ci în însăși cuvântul care este viu și lucrător. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că avem parte binecuvântată de a auzi cuvântul predicându-se în pace în aceste vremuri. Doamne Iisuse, îți mulțumesc și pentru cuvântul care l-am auzit în această seară, la ora de rugăciune. Mulțumim că fiecare ne-am putut vedea în Toma. Nu a fost doar un ucenic care nu a crezut, ci după ce a crezut, a fost gata să meargă până la marginea lumii să vestească cuvântul Tău adevărat. Doamne, îți mulțumim că și pe noi ne-ai schimbat din oameni credincioși, în oameni care sunt gata să lucreze pentru Tine. Iartă-ne, Doamne, când dorința noastră, când focul acesta s-a mai stins un pic. Dar îți mulțumesc că în fiecare duminică, în fiecare săptămână, adunându-ne aici, Tu înflăcărezi dorința noastră de a răspândi cuvântul Tău. Doamne, lucrează la inimile noastre, la fel cum ai lucrat la inima lui Toma. Și, Doamne, dacă este voia Ta să ne trimiți într-un loc sau altul, ca să vestim cuvântul Tău, Doamne, iată-ne la dispoziția Ta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, și pentru cuvântul Tău care l-am auzit vestit prin fratele Igor. Îți mulțumim pentru acest har minunat de a fi expuși cuvântului Evangheliei. Dar îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru îndemnul care ne-l dai să și pătimim împreună cu Tine. Doamne, chiar dacă aici nu avem parte de prigoană, avem parte de pace, binecuvântată. Doamne, ajută-ne să apreciem acest timp și să lucrăm atâta timp cât în ogor încă nu este acea furtună. Ajută-ne la aceasta, pe noi, ajută pe fratele Igor în lucrarea pe care o face. Îți mulțumesc că Tu ești lumina lui, îți mulțumesc că Tu ești paza lui, îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu îl conduci și Tu dai izbândă și Tu, Doamne, îi dai și curaj și ca să declare Evanghelia așa cum este ea. Vreau ca Tu să lucrezi la inimile celor care au auzit cuvântul Tău sau care au primit un Nou Testament. Doamne, dă la o parte orice piedică care poate afecta de a înțelege cuvântul Tău sau pe alții care îi pun piedici de a nu înțelege cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vei lucra. La fel ne rugăm și pentru fratele Timotei, Tu, Doamne, bun să îl conduci Tu, să îl iai Tu în mâinile Tale sfinte de Tată și Tu să îl conduci aici cât mai este până la plecare și plecarea lui spre România, dar și acolo. Te rog, Doamne Iisuse, ca Tu să o întrești pe sora Ica aici, Tu să fii cu ea, cu sora Cristina, cu fiecare copil a fratelui și sora Ica. Îți mulțumesc că Tu vei păzi, mulțumesc că Tu vei ghida și îți mulțumesc că Tu vei da izbândă. Această rugăciune nu este spusă în vânt. Știm din toată inima că această rugăciune este adresată Domnului nostru Iisus Hristos și ea va ajunge la Tatăl, fiindcă cerem acest lucru mele drag și scump al Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toții. Amin. Amin. Iubită Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin.